Atacul cibernetic asupra spitalelor din România este cercetat de DIICOT, parchet care a deschis deja un dosar în rem. DIICOT va demara cercetarea in rem a atacului cibernetic care a afectat luni activitatea mai multor spitale din București și din țară. La data de 12 februarie 2024, două societăți comerciale care prestează servicii de mentenanță a sistemului informatic integrat al spitalelor publice din România au sesizat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism cu faptul că în zilele de 11 și 12 februarie 2024, persoanele identificate au atacat sistemul informatic integrat și infrastructura hardware cu un virus de tip ransomware, ce a avut drept consecință blocarea funcționării acestui sistem și a comunicațiilor de orice fel, precum și restricționarea accesului la bazele de date informatice, după cum a anunțat DIICOT. În cauză constituită au loc cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem, perturbarea funcționării sistemelor informatice și operațiuni ilegale cu programe sau dispozitive informatice. În acest moment nu pot fi furnizate informații suplimentare privind stadiul anchetei. Potrivit datelor disponibile de luni seara, au fost afectate 21 de spitale, iar celelalte 79 de unități din sistemul de sănătate au fost deconectate de la internet, fiind făcute investigații suplimentare.